Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, a prezentat în cadrul emisiunii Sănătatea de la A la Z, strategia județeană de sănătate. Acesta își dorește ca munca Direcției de Sănătate Publică Alba să aibă rezonanță. Nu putem vorbi de planuri. Vorbim de o activitate curentă, normală, a unei instituții publice, conform atribuțiilor și, de ce nu, dacă se poate, de o depășire a acestor atribuții, dar în sens pozitiv. Aici mă refer la, aș putea să vă exemplific, prin strategia județean de sănătate, document care ne dorim să fie o dovadă a angajamentelor decidenților din sistemul de sănătate la nivel județean în asigurarea și promovarea sănătății, care să se regăsească în dezvoltarea durabilă a sistemului. Ei bine, această strategie de sănătate, dacă îmi permiteți să mai fac încă o introducere, ar putea să reprezinte, și sunt convins că așa va fi, cadrul de acțiune al tuturor factorilor din sistemul de sănătate în ceea ce privește actul medical și dezvoltarea unităților sanitare. Aici mă refer la identificarea, ca primă parte, identificarea problemelor existente la nivelul anului 2016 în sistemul sanitar județean, măsurile care trebuiesc întreprinse și, bineînțeles, rezultatul, unde ne dorim să ajungem. Bineînțeles, problemele identificate, rezultatul și calea care trebuie urmată de către toate instituțiile și de către toți factorii pentru a ajunge la rezultatul pe care îl dorim. Și ne dorim un sistem de sănătate modern, un sistem de sănătate axat pe beneficiarul, deci pe cetățeanul de rând. O noutate națională în strategia de sănătate este cea care prevede și protecția cadrelor medicale din spital, pentru că și medicii sunt supuși unor riscuri. În acest sens, tot o componentă a strategiei de sănătate, pentru că și personalul medical este supus, într-adevăr, unor riscuri destul de mari. În un capitol distinct al strategiei județene de sănătate va fi, din câte știu eu și nu cred că mă înșel, în premieră națională, măsuri despre privind siguranța pacienților și a personalului medical. Adică, până acum, în niciun fel de strategie, niciun fel de studiu, să zic, cu privire la sectorul medical, nu a fost cuprins măsuri concrete ca să îmbunătățească siguranța pacienților și a medicilor. Aici mă refer la noua legislație apărută, Ordinul Ministrului Sănătății 961/2016, care este un document destul de complex și prevede măsuri clare care trebuie luate la nivelul unităților sanitare pentru a evita infecțiile și asociate actului medical. Infecțiile nozocomiale, le numim noi, infecțiile de spital. Da, a fost schimbată denumirea lor în infecții asociate actului medical. Exact, ca să nu pară deci, așa de urât. Iată că avem și cadrul legislativ în acest sens, trebuie doar aplicat. Bineînțeles că răspunderea cade pe umerii managerilor de spitale și a unităților spitalicești, a decidenților din spitale. Strategia județeană de sănătate își dorește să poziționeze cetățeanul ca prioritate. Totodată vor fi folosite elemente și recomandări din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, dar se ține cont și de necesitățile fiecărei unități medicale din județ.